Vrei o idee de petrecere a weekendului? Ce spune de o vizită la Calafat? Știu, poate nu sună atât de interesant, dar crede-mă, acolo ai o bijuterie arhitecturală ce merită atenția ta. Este vorba de Palatul Marincu, un palat frumos construit la început de secolul 20 de același arhitect francez care a lucrat și în București la Palatul Regal sau Palatul Cotroceni. Da, ai ghicit, este vorba de arhitectul Paul Gutreau. Ștefan Marincu va angaja pe arhitectul familiei regale pentru a ridica un palat în Calafat. La inaugurare vor veni foarte mulți oameni politici, mai ales oameni liberali, pentru că Ștefan Marincu este om de afaceri, are chiar o bancă, dar este și primarul Calafatului. Este o persoană care vrea să arate cât de bogat este și organizează o petrecere foarte extravagantă, iar soția sa va purta o bijuterie făcută pe comandă la Cartier, odată cu inaugurarea acestui palat. Astăzi, palatul găzduiește Muzeul de Artă și este deschis publicului, însă în trecut, în acest palat, am avut și școala de meserii sau cămin de fete. De altfel, activitățile de binefacere ale familiei Marincu în Calafat sunt recunoscute până astăzi, iar Calafatul merită o vizită, nu doar pentru Palatul Marincu, ci pentru foarte multe alte clădiri în stil Art Nouveau ce se păstrează până astăzi. Pentru a afla mai multe despre acest palat, dar și multe altele ascunse și mai puțin cunoscute din România, te aștept alături de mine la cursul Palate și Castele mai cunoscute și mai puțin cunoscute din România.